Am lucrat 20 de ani în sistemul bancar. Am ajuns să înființez această asociație în perioada în care soțul meu a avut un AVC hemoragic sever. Pronosticul era foarte rezervat. Am stat atunci 5 luni jumătate în terapie intensivă cu el. Am înțeles cât este de grea munca celor din terapie intensivă și am mai înțeles ceva. Am înțeles că vom ajunge oricare din noi în cea mai apropiată secție de terapie intensivă și dacă oamenii aceia au cu ce să te salveze, te salvează și dacă nu, nu. Și cumva asta îmi doresc, să susțin secțiile de terapie intensivă. Am înființat această asociație și ca să-l ajutăm pe el, dar și ne-am propus atunci să legăm numele lui de bine și de șanse pentru alții. Din păcate, statistica este foarte tristă. Avem cea mai mare mortalitate a nou-născutului din Uniunea Europeană. Medicii cu care lucrăm și cu care colaborăm ne spun că acest lucru nu se întâmplă din cauza că acești nou-născuți sunt prost tratați, ci pur și simplu nu ajung să fie tratați pentru că nu sunt destul de multe locuri, în special locuri dotate, locuri performante pentru cazurile grave. Aici am avut o intervenție de 200.000 de euro cu echipamente și aparatură medicală și de asemenea am conectat secția în rețeaua națională de telemedicină, rețea pe care o dezvoltăm alături de doctorul Cătălin Cârstoveanu, inițiatorul acestei rețele și rețea care astăzi are conectate 29 de secții. Deci ați văzut o sesiune de telemedicină. Concret, echipa de la Târgu Mureș s-a conectat cu echipa de la Marie Curie. Au făcut o ecografie, o explorare ecografică în direct și au discutat despre un caz, un copil, un nou născut care avea probleme. Propriu zis, ai șansa să aduci o întreagă echipă medicală lângă fiecare caz, astfel încât diagnosticul și instituirea tratamentului adecvat să fie mult mai rapidă și fără riscul transferului. Și la Luduș am avut o intervenție pentru susținerea compartimentului pentru nou-născuți. Este foarte important pentru secția de la Luduș să fie conectată într-o rețea de telemedicină pentru că acolo există un singur medic neonatolog și în felul acesta are acces la toți colegii care sunt în rețea. Am finalizat prima etapă a proiectului de dotare a secției de terapie intensivă nou-născut de la Spitalul Județean Târgoviște. Aveau nevoie de niște echipamente importante. Spun că este doar prima etapă pentru că continuăm. Nevoia de susținere a acestei secții este mare. Sunt Delia Vasiliu, fondatoarea Asociației Cristi Vasiliu. Noi, cei de la ACV România, ne dorim să contribuim la scăderea numărului copiilor care mor înainte de împlinirea vârstei de un an. Facem asta prin dotarea secțiilor de terapie intensivă nou-născuți din țară, prin dezvoltarea unei rețele de telemedicină între toate secțiile de terapie intensivă nou-născuți din țară și prin construirea de la zero a unei noi secții de terapie intensivă nou-născuți la Târgu Mureș.